in tight. Touch. Nu clipiți căci se poate întâmpla ca acest meci să se termine într-o clipită. Începe tare Badr Hari, în loc și apoi lovitură medie de picior. Foarte tare lovește din nou piciorul de față, stânga, dreapta și apoi lovitură medie. Mai activ în acest debut de meci Badr Hari. Frontală recepționată de Hezdi, stânga pe gardă și apoi low kick. Low kick foarte puternic prins de Hezdi, însă e doar o lovitură izolată. Se vede că Hezdi e mai mare, mai masiv, însă n-arată deloc rău fizic la 112 kg tare. Dreapta la corp trisă de Badr Hari, iarăși o lovitură medie de picior foarte puternică. Directă de dreapta trimisă de Badr Hari, iarăși lovitură medie de picior. Să nu uităm high kick-urile absolut senzaționale pe care reușește să le expedieze Badr Hari. Foarte mulți oponenți ai săi s-au dus la culcare pe astfel de lovituri. Trebuie foarte atent la loviturile înalte de picior trimise de Badr Hari. Stângă, recepționată de Hezdi. Până acum, meciul este al lui Badr Hari. Hari a fost luptătorul care a fi mai mult, mai activ. Frecvență mai mare a loviturilor. Lovitură media lui Hezdi. Vine Hezdi cu dreapta la corp, face pas în spate, însă Badr Hari, fără focuri de artificii deocamdată, se muncește, se lovește cinstit, se luptă cinstit, muncitorește. Trei lovituri succesive de braț expediate de Badr Hari, atacă Hezdi imediat garda sus, a simulat un uppercut de dreapta acolo. Mike Passenie, antrenorul lui Badr Hari, în această fereastră stânga ecranului. Atacă mai susținut de asta dată Hezdi. Cel mai bun moment al lui Hezdi de până acum. 40 de secunde din prima repriză. Lovitură medie foarte puternică a lui Badr. Dreapta, stânga. Nu foarte tare, să loviturile! Lovește cu piciorul din întoarcere Badr Hari. Uppercut de dreapta. N-a reușit să-i spargă garda lui Hezdi. Badr răsună din La Jolla Arena. O stângă care îl atinge pe Hezdi. Egipteanul însă termină în atac această primă repriză. Glory 51. Suntem în legătură directă cu La Jolla Arena din Amsterdam, din Rotterdam. Atacă Hezdi, atacă, serie de brațe trimisă de egiptean, rezistă Badr și iese de acolo, face pasul în spate. Hezdi a prins curaj, a terminat bine prima rundă și acum a început-o foarte bine pe cea de-a doua. Probleme pentru Badr Hari, gardă pachetată, încearcă să supraviețuiască loviturilor trimise de Hezdi. Răspunde acum cu două lovituri foarte puternice Badr Hari. Dreapta la corp trimisă de Badr. Suntem deja aproape de jumătatea reprizei a doua și cred că în această repriză secundă Hezdi are un plus. Până acest moment. Dreapta. Uf, l-a prins cu stânga. Ce s-a întâmplat? Proteza. Proteza lui Hezdi era pe jos.
În momentul ăla arbitru a spus stop și tot atunci Badr a lansat o lovitură. Foarte tare lovește la corp Badr Hari. Ultimul minut al reprizei a doua. Loki puternic trimis de Hezdi. Lucrează pe brațe Badr Hari. Serie la corp, apoi uppercut de dreapta. Din nou o proteză pe jos. Tot proteza lui Hezdi. Sigur, faptul că leapă de proteză îl ajută să mai tragă câte o gură de oxigen, să se împrospăteze, să mai au pauză. Dar în ochii arbitrilor treaba asta nu dă bine. A fost și atenționat de altfel. Vește Badr, tare. Cap în cap cei doi. Tare la corp dreapta lui Badr. Nu s-a văzut foarte bine pentru că lovitura a fost mascată de corpul lui Hezdi. Stânga la corp prinsă de Badr. Termină mai bine repriza Badr Hari. O lovitură din întoarce, lovitură înaltă de picior, însă distanța a fost mult prea scurtă ca să-i poată intra o astfel de lovitură. Cronometrul n-a fost în concordanță cu timpul. S-a încheiat runda a doua. Da, hai să vedem cine e mai proaspăt în această rundă a treia. În repriza a doua, Hezdi a scuipat de două ori proteza ca modalitate de a trage de timp, de a mai căpăta un moment de odihnă. Echilibrat, poate mai echilibrat decât ne așteptam meciul până în acest punct. Să vedem ce este în runda a treia. Badr Hari îl cheamă la luptă pe Hezdi. Stânga intră foarte bine. Lovitorii lui Hezdi sunt mai moi. Lovitură de genunchi, de pe picioare, lansată de Badr. Iarăși serie la corp. Încă o lovitură de genunchi. Hai! Ratează croșeul de stânga Hezdi. Vine Badr cu dreapta la corp. Acum un mid-kick. Este mai activ. A fost mai activ în acest prim minut al reprizei a treia, Badr Hari. Croșeu de dreapta. Are și o lovitură după stop. Foarte multă adrenalină. Sala urlă. E un cazan sub presiunea Hoi Arena. Lovitură înaltă a lui Hezdi. Foarte puține high kick-uri am văzut până acum. Și ăsta cred că a fost primul high kick trimis de Hezdi. Hezdi care își lasă greutatea. Badr a plecat Badr de acolo. Hezdi aproape că nici n-a sesizat. Sângerează însă Hezdi. Suntem la jumătatea reprizei a treia. După părerea mea, Badr Hari este în avantaj. Low kick pe interior. Se mobilizează, se adună Badri. Se vede și pe el că este foarte obosit. Dar are un dram de prospețime în plus față de Hezdi. Mai Pasenie. Loki puternic zis de Badr Hari. Suntem în ultimul minut. Ratează din nou percotos. Aruncă acum dreaptă foarte bună. Hezdi rezistă în continuare. Încă 45 de secunde din acest meci. Dreapta la corp. Încă 30 de secunde. O stângă aruncată la întâmpinare de Badr Hari. Foarte obosiți cei doi. Echipă mare de efort. Iarăși un geap. Încearcă să lovească din întoarcere Hezdi, dar alunecă. Se ridică iute. 15 secunde. Low kick puternic trins de Badr. În groapă acum o dreaptă în garda lui Hezdi. Încă o dreaptă pe urechea lui Hezdi Gerges. Egipteanul își permite luxul de a zâmbi. Sângerează însă. S-a încheiat meciul. S-a încheiat meciul. Până la urmă, Badr Hari și-a ținut promisiunea. A spus că va lupta muncitorește.
că va sta trei reprize în ring, că îi va arăta lui Hesnic că este mai bun ca el. Nu știu dacă i-a arătat, o să vedem ce hotărâsc arbitrii până la urmă, dar n-a fost un meci rău. Așteptăm decizia, foarte, foarte multă risipă de efort. Poate neașteptat mai proaspăt din punct de vedere fizic Badr Hari. Poate și faptul că a scăzut în greutate l-a ajutat. Saturday, March 31st, the world's best kickboxers stand up and fight at Glory 52 Los Angeles with the featherweight unification title fight as interim belt holder Kevin Van Nostrand looks to become Glory's first American men's champion. First, he faces current champ, the only man to have held belts in two divisions, Robin Van Roosmalen. Plus, the top four middleweight contenders in the world compete for a title shot and the return of Anissa Maxson. Glory 52 Los Angeles, March 31st. Check date and time in your area. Don't miss it. Am revăzut și promo la Ferenc Gale din 31 martie, Glory 52, care s-a consumat la Los Angeles, iar acum imagini, montajul pentru Glory 53, Gale care a loc pe 12 mai la Lille în Franța. Plus France versus the Netherlands with knockout monsters Hammerlain versus Duke. Glory 53 at the Zenith de Lille, France, May 12th. Buy your tickets now. Tickets.glorykickboxing.com. Așteptăm în continuare decizia. S-a încheiat așadar main eventul Gale Glory 52. Un alt spectacol deținută marca Glory a fost în direct la Digisport. Imagini din această luptă deosebit de intensă și spectaculoasă.